Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip voi calcula permeabilitatea unor miezuri toroidale. Pentru acest lucru avem nevoie de formula aceasta, unde L reprezintă inductanța măsurată în microhenry, micro din zona asta reprezintă permeabilitatea, N mare reprezintă numărul de spire, mai departe avem dimensiunile acelui miez toroidal, am desenat eu în zona asta, ca să vă faceți o idee ce trebuie să măsurăm. H este înălțimea în milimetri, OD reprezintă diametrul exterior, adică de aici și până aici, tot în milimetri, iar ID reprezintă diametrul interior, de aici și până aici. OD și ID este din engleză. Avem de față mai multe miezuri toroidale, roșii, verzi și două galbene. Cele roșii și cele verzi au fost cumpărate de pe AliExpress, o să vă pun link în descriere. Adevărul că și eu sunt curios ce permeabilitate are fiecare în parte. O chestie care o să vă sperie oarecum pe unii dintre voi este acel logaritm natural, log E. Am tot încercat să înțeleg cum se calculează, așa că am renunțat și am găsit până la urmă un site pentru a calcula acel logaritm natural. O să vă pun link în descriere. Vom începe cu un miez galben, celelalte le dăm la o parte. Prima dată să măsurăm dimensiunile miezului, să vedem înălțimea, de aproximativ 5,5 mm. Să măsurăm și dimensiunea exterioară, de aici până aici. Avem 12,8 mm. Iar acum și diametrul interior, cam 7,6 mm. Pentru acest toroidal am ales un număr de spire aleatoriu, să spunem 20 de spire. Pentru a nu irosi sârmă din cupru aiurea, o să calculăm ce lungime avem nevoie. Mai exact, pentru o spiră trebuie să adunăm toate cele patru laturi din zona aceasta, înălțimea de două ori și plus latura aceasta cu aceasta. Înălțimea o știm deja, de 5,5 mm. 5,5 plus 5,5 plus, să vedem și latura aceasta cu aceasta. Aproximativ 2,5 mm. Deci 2,5 plus 2,5 este egal cu 16 mm. Deci pentru o spiră avem nevoie de 16 mm lungime sârmă cupru. Să calculăm pentru 20 spire. 20 ori 16 este egal cu 320 de mm. Deci avem nevoie de 32 de cm lungime minimă sârmă din cupru. Bineînțeles că vom tăia mai mult. Între timp am și bobinat pe acest miez toroidal. Am uitat eu să mai filmez. Să verificăm inductanța ca să o completăm în zona aceasta. Cu acest LCR meter să verificăm. Trebuie să ținem cont că măsurătoarea este făcută la 1 kHz. E foarte important. Avem aproximativ 18 microhenry. O să notăm aici 18 microhenry. Deci trebuie să aflăm permeabilitatea. Acum avem toate datele. Urmează să folosim formula de mai sus. Am calculat eu dinainte ca să nu fac în timpul filmării. Deci 18 este egal cu 0,002 ori micro permeabilitatea pe care nu o cunoaștem, înmulțit la 20 la a doua, înmulțit la 5,5, înmulțit la logaritm natural și între paranteze 12,8 împărțit la 7,6. Mai departe, 18 este egal cu 0,002 și așa mai departe. Am calculat ce este între paranteze. Mai departe, am calculat cele trei cifre de aici, pe aceasta, aceasta și acesta. Bineînțeles și logaritmul natural din această cifră, folosind acel site de care vă spuneam. Deci 18 este egal cu micro ori 0,44 înmulțit la 0,521. De aici 18 este egal cu micro ori 0,22924 și așa ne dă 78. Să continuăm cu miezul toroidal verde. Să măsurăm dimensiunile respective, cele de față. Prima dată înălțimea.
de aproximativ 5,1 mm, dimensiunea exterioară de aproximativ 12,8 mm. Iar acum dimensiunea interioară de 7,8 mm. La fel ca în cazul acelui miestoroidal galben, vom alege tot 20 de spire. Și la fel, ca să nu irosim lungimea sârmei degeaba, să calculăm cât avem nevoie. Pentru o spiră, înălțimea o știm deja de 5,1 plus 5,1, deoarece avem două laturi la fel, plus latura de aici și de aici. Ia să vedem. Avem 2,5 mm. 2,5 plus 2,5 este egal cu 15,2 mm. Asta e lungimea sârmei din cupru pentru o spiră. Pentru 20 spire avem nevoie de 20 ori 15,2 este egal cu 304. Deci avem nevoie de minimum 30 cm de sârmă. Tot la fel, sârmă de 0,6 mm în diametru. Să vă arăt din nou, 0,6. Data trecută uitasem să înregistrez, dar nu e nimic, vă arăt acum. Prima spiră. A doua spiră. A 10-a spiră. Și ultima spiră, 20. Să vă arăt mai aproape, ca să numărați și voi. În total sunt 20 de spire. Să verificăm inductanța cu acest LCR meter. Sunt tare curios cât are. Oho! Oho! Destul de mult. Aproximativ 883 de microhenry. Interesant. Clar că ăsta are permeabilitate mare. Cât anume vom vedea. Deci 883 de microhenry. Să notăm aici, deci 883 microhenry. Iar acum avem o singură necunoscută, permeabilitatea, folosim formula de sus. Deci 883 egal cu 0,002 și așa mai departe. Am calculat 20 la a doua, ce avem între paranteze, 1,641. Mai departe am înmulțit cifrele acestea, aceasta, aceasta și aceasta. Logaritm natural din 1,641 ne dă 0,495. Mai departe, 883 este egal cu micro ori 0,20196. Apoi, permeabilitatea este egal cu 883 împărțit la 0,20196 și ne dă 4372. Avem o permeabilitate destul de mare a acestui miez toroidal verde. Deci să trecem aici, 4372, iar acum ultimul toroidal, cel roșu, să măsurăm înălțimea, diametrul interior și exterior, înălțimea de 3,4 mm, dimensiunea exterioară, de aproximativ 9,7 mm, iar acum dimensiunea interioară de 4,9 mm. Numărul de spire aici nu o să reușesc să pun cum a fost în cazul celorlalte, deoarece o să folosesc aceeași sârmă ca diametru. Am eu niște sârmă pe aici. Cam asta ar fi dimensiunea, să vedem cât intră. Oricum, toroidalul acesta este foarte mic. Gata, l-am bobinat și pe acesta. A fost mai dificil față de celelalte două, cel verde și cel galben. Am reușit să bobinez 18 spire.
Puteți pune pe pauză ca să numărele numărați și voi. Să nu uit notarea numărului de spire. Avem 18 în cazul acesta. Iar acum să măsurăm inductanța cu LCR testerul de față. Sunt tare curios. Doar 1,4 la 18 spire. Deci 1,4 microhenry. Gata, să vedem și aici permeabilitatea, deoarece avem toate datele, folosim la fel formula de sus, o calculăm practic, avem 1,4 egal cu 0,002, înmulțit la micro, înmulțit la 18 la a doua, înmulțit la 3,4, înmulțit la logaritm natural și între paranteze 9,7 împărțit la 4,9, aici 4,9, scuzați-mi scrisul, am greșit eu pe acolo. Mai departe, am calculat 18 la a doua, ne dăm 144 și ce este între paranteze, rezultând 1,979. Mai departe, am calculat cele trei cifre de aici, asta, asta și aceasta, ne dă 0,09792. E mai departe, mulțim la 0,682, adică logaritm natural din 1,979. Apoi, 1,4 egal cu micro ori 0,066781844, un rezultat foarte lung, micro egal cu 1,4 împărțit la cifra aceasta lungă de aici și permeabilitatea este de 21. Să nu uităm mâna o trece aici, de 21. Și cam așa am calculat permeabilitatea acestor miezuri toroidale. Cu ocazia asta știu și ce permeabilitate cu aproximație are fiecare. Iar în plus, foarte important, inductanța a fost măsurată la 1 kHz. Formula este cea de față, aceasta. Cam asta e. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!